Salutare lume, bine m-am găsit la un nou episod, eu sunt Nati și astăzi o să facem un Q&A. N-am mai făcut un Q&A de cam 3 sau 4 luni și pentru că vremea e nașpa afară, m-am gândit să fac un Q&A din nou. Deci lume, hai să începem direct. Am primit o întrebare de 1000 de ori. Cred că în fiecare zi primesc întrebarea asta și sună cam așa: care e cea mai bună trotinetă din lume? Ce trotinetă ți-ai lua? Care e cea mai bună trotinetă de la MGP? Care e cea mai bună trotinetă Sacrifice? Nu există cea mai bună trotinetă, nu există o trotinetă perfectă, nu există o trotinetă cea mai bună din lume. Toate se rup la un moment dat, nu găsești o trotinetă foarte ușoară și foarte rezistentă sau foarte ușoară și foarte ieftină. Cumpărați-vă orice trotinetă, toate se rup. Și am avut un deck, Etic a fost foarte ușor, foarte bun și s-a rupt. Atunci când înveți tricuri se rup piesele mai repede pentru că nu ești obișnuit să aterizezi perfect. Și nu există o trotinetă cea mai bună, deci nu mai puneți întrebarea asta. Oricum mulți dintre voi o să-și cumpere Oxelo, Oxelo este o trotinetă bună, cumpărați-vă și apucați-vă. Singura chestie este pentru că cele 3.6 sunt prea mari. Am văzut copii cu trotineta Oxelo 3.6 cu ghidonul până aici, ceea ce nu este bine. N-aveți cum să dați tricuri cu ghidon așa. Sper că ați înțeles asta și nu o să mă mai întrebați, pentru că deja e foarte enervant. Eh.roxy, care e skatepark-ul tău favorit? Cel mai fain skatepark în care am fost eu până acum a fost cel din Viena. Cel din Viena rămâne top, dar și Bucale și Sibiu e genial. Deci și Cluj. Deci cel din Viena mi-a plăcut cel mai mult. Sebi.4k9, ce bar vrei să-ți iei? Vreau să-mi iau Drone Relic, este T-bar. Au mai pus mai mulți întrebări asta și de asta răspund. Am mai spus asta, Drone Relic T-bar vreau să-mi iau. AND.31, ai crezut că vei ajunge să dai aceste tricuri? Nu m-am gândit niciodată că voi da aceste tricuri, cel puțin backflip. Adică speram să le dau, dar nu chiar așa repede backflip. Nu mă așteptam să-l dau chiar așa. Dar bright flip, da, cred că mă gândeam că o să-l dau cândva. Și nu știu dacă asta e întrebarea. Asta e răspunsul. Bocan.lucas2018, de cât timp te dai pe trotă? Mă dau pe trotă de 2 ani, cred că și mai puțin de 2 ani. Ștefan_QW, te-ai gândit să faci un fan meeting în alt oraș? M-am gândit să fac un tur la vară în multe orașe din România, dar acum să vedem. IMALLAMBOY, nu știam cum se citește asta. Ce vrei să faci când te lași de trotă? Nu știu ce o să fac. Cred că o să continui cu vlogul pentru că la un moment dat o să mă las de trotinetă. Nu știu din ce motive. Poate o să mă las că nu o să mă mai pot da pe trotinetă sau poate că o să mă plictisesc la un moment dat în viață. Habar n-am, dar cred că cu vlogul o să continui. Sara Borz. Cum se face orez? Face orez. Sergiu_XD_, când mai vin Sibiu, pâs, m-am distrat alături de tine și Cota. Mersi! Cred că o să vin în Sibiu când se deschide skatepark oficial. Skateparkul ăla e super, super bombă și cred că atunci voi fi în Sibiu. Când o să aflu o dată exactă când se deschide skateparkul, o să vă anunț și pe voi. Davis_Raul, dacă ai putea face o trotinetă nouă, ce ți-ai pune pe ea? Probabil că mi-aș pune T-bar, cum vreau să-mi iau. Probabil că mi-a schimbat și Furkan Etic Marrow pentru că e ușoară și faină. Și nu știu ce aș mai schimba de pe trotă, cam atât. A, și manșoanele, evident, da. Cunele Etic, că îmi plac foarte mult că sunt moi și lungi. David Vlad Sabo, cred că așa se citește. Dacă ai avea 7000 de lei, ce ai face cu ei? Probabil că mi-aș cumpăra de 7000 de lei multe sucuri Slup și aș înota în ele. Și după aia mi-aș chema toți prietenii și am bea tot sucul. Asta ar fi o idee genială. Bubu Lache, cine te-a inspirat să faci YouTube? Am mai spus asta și înainte. YouTube fac din 2015, făceam gaming pe telefon cu Clash of Clans. Când a apărut atunci,
și tutoriale pentru iPhone. Cine m-a inspirat să mă apuc de vlog a fost Tanner Fox. Îmi plăcea foarte mult cum se dădea cu trotineta, cum făcea vloguri așa de natural. Da, Tanner Fox m-a inspirat să mă apuc de vlogging. Numele acesta nu o să-l pronunț pentru că este mult prea lung și o să aveți aici, pentru că nici măcar nu știu cum se citește. Cât ți-a luat să dai double tail whip? Nu știu exact cât mi-a luat și dacă te referi flat sau la rampă. Flat mi-a luat destul de mult, dar și în rampă mi-a luat ceva timp pentru că era diferit. Deci mi-a luat ceva, cred că mai bine de 2 săptămâni. Mario Butaru. Când mai faci vloguri cu Mario? Opa, frate, mi-a întrerupt pe aici. Ce faci, Alex? Bine, tu? El este fratele meu, Alex, mai mic. Câți ani ai? 14. Spune despre tine. I love ski jumping. Da, faci să-i tui. Mario, nu știu cum mai fac vloguri cu tine, curând. Revenim la Q&A. Iulian underline 28 underline oficial. Ce alege, o trotă Cota sau una Claudius? Cred că aș alege o trotă Cota, dar și alu Claudius sunt faine, dar trotele Cota îmi plac mai mult. Nu știu, ca design și nu știu, îmi place mai mult. Voinia underline Răzvan underline. Double inward flat când urmează? Păi eram chiar foarte aproape, curând, deci cred că în vlogul următor o să vedeți cum dau double inward flat. Sorin, punct instalatorul, cu o întrebare foarte, foarte adâncă, să-i spun așa. De ce există conceptul de Dumnezeu? Nu știu ce ai vrut să întrebi prin asta, dar dacă nu era Dumnezeu, nu existai, deci... Sper că ăsta a fost un răspuns pe care îl așteptai sau... Nu știu. Sara Borz. Cum se face orez? Știu cum se face orez. Încheiem acest Q&A cu o întrebare foarte, foarte interesantă de la Ștefan Diaconu. Când te căsătorești? Am 17 ani și chiar acum mă gândeam când o să mă căsătoresc eu. Exact ziua mă gândeam să planific de acum ca să nu fie prea târziu mai încolo. Am obosit la cât am vorbit. Da, cam asta a fost cu acest Q&A. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați, să dați un like. Eu am fost Nati și v-am pupat. Ciao!